Atunci îi voi da cuvântul vicepreședintului Consiliului Județean, domnul Bravăț. Și apoi, da, dumneavoastră aveți microfon. Poftiți. Sărămâna, bună seara. Cred că este pentru a patra oară aici, anul acesta, din mai. Aici, să știți că mi-am luat pentru prima dată botezul. Domnul primar știe foarte bine, în mai multe sensuri mi-am luat botezul aici. Să știți că revin cu drag de fiecare dată. E un moment în care gândesc că mă simt exact ca acasă. Să știți că în fața dumneavoastră aveți un primar pătimaș. Vă spun că mă simt ca acasă pentru că și acasă, la Valea Seacă, am un primar pătimaș. Domnul primar aici de față are foarte mulți prieteni, dacă îi vedeți. Sunt prietenii dânsului, dar vă mai mărturisesc ceva. Fiindcă sunt prietenii dânsului, sunt și prietenii dumneavoastră. Aveți încredere în ei, bazați-vă, sunați-i, stresați-i, dacă credeți că puteți să-i stresați de fiecare dată când aveți probleme. Noi suntem prietenii dumneavoastră, suntem angajați în slujba dumneavoastră. Asta trebuie să o știți foarte bine. Domnul primar, felicitări pentru tot ceea ce faceți, felicitări pentru câte ați făcut până acum, știu sigur, dar cred că o știești, domn primar, că la anul va fi un an și mai prosper, cu siguranță podul acela cel mai lung, cu siguranță vor ieși alte obiective mult mai mari și mult mai îndrăznețe, de care dumneavoastră o să vă bucurați cu siguranță. Îmi cer scuze pentru emoții, să fiți sănătoși, să fiți, nu știu, îndrăzneți, să îndrăzniți la domn primar, că domnul primar toate poate să le facă și să aveți un an în continuare prosper. Să fiți binecuvântați. Mulțumesc!